Am revenit. Vorbeam despre potențialul acestei perioade, Ingrid, și despre modul în care, până la urmă, trebuie să înțelegem exact ceea ce ne aparține și că despre faptul că este mult mai important să ai persoane care chiar au valoare pentru tine și te pot ajuta în toate circumstanțele. Este mai important acest lucru, poate, decât chiar un potențial financiar. Vreau să spun înainte de pauză că, iată, absența unei cunoașteri temeinice a adevărurilor spirituale pune omul în următoarea situație. El nu înțelege un lucru. Viața este compusă din cicluri. Omul de la 15 ani nu este același de la 40. Un prim pas pentru a nu avea surprize în viață, pentru fiecare om, adăugând și aspecte astrale, educație, altele, este să înțeleagă că fiecare dintre noi suntem într-o continuă transformare. Da. Și apropo de transformare, o să trecem la nativii Scorpion, pentru că vorbim despre transformare. Îmi cer scuze că te-am întrerupt. Este foarte important să înțelegem valoarea transformării în Sigur. această perioadă. Sigur, și toată viața și mai cu seamă în perioadele astrologice tensionate. O lună nouă chiar în semnul dumneavoastră, pe gradul 21, conjunctă și cu co-guvernatorul nativilor Scorpion cu Marte, cu siguranță un mesaj astral care vine într-o formulă atât de evidentă încât chiar nu aveți cum să nu înțelegeți ce vi se transmite. Cred că va fi foarte interesant pentru că nativii Scorpion vor fi foarte expresivi zilele acestea, vor ține morțiși să le spună celor apropiați lucruri atât de direct, atât de clar, dar și Universul le va comunica diverse lucruri, s-ar putea să afle anumite secrete, s-ar putea să fie puși în fața unor situații care până acum erau puțin blocate. Totul prinde contur cu această cuadratură pe care luna nouă în semnul dumneavoastră o face cu Saturn și opoziția cu Uranus. Acest exces uranian până la urmă este dirijat printr-o, de exemplu, într-o zi. Se trezesc dimineața nativii Scorpion și știu așa, am cei 5 prieteni, i-am pus pe listă, am 3 situații pe care mă pot baza indiferent ce se întâmplă, iar seara când ajung acasă, lista este cu totul alta. Totuși este important să consolidăm lucruri. Nu înseamnă că dacă Universul vine cu tot felul de surprize, noi nu mai putem consolida nimic. Și în primul rând trebuie consolidată relația cu Dumnezeu. Trebuie consolidat ceea ce contează pentru noi cu adevărat la nivel interior, de sine. Dacă simțiți că ceva vă blochează, puteți să o luați pe alt drum. Este foarte important să facem aceste lucruri. Este foarte important să nu stăm în situații de cumpănă, în situații sau cu persoane care nu ne fac bine. Înțelepțirea în această, de câte ori Saturn este tensionat, se spune că este bine să ne înțelepțim, pentru că pot fi circumstanțe concrete care ne tensionează și ne bulversează mai mult decât trebuie. Schimbările șoc pentru toată lumea în această perioadă, mai ales zilele acestea cu Uranus opus cu Soarele și Luna și Marte, vorbesc despre faptul că se pun în mișcare niște energii care vor să ne aducă cu picioarele pe pământ, mult mai aproape de adevăr. Ne pot revela lucruri. Este o invitație de a înțelege cu adevărat și adevărata noastră natură, dar și adevărata natură a celor cu care ne intersectăm. Spre exemplu, poate tu poți să spui că cel mai bine îți face o anumită persoană din anturajul tău, dar poate persoana aceea îți face cel mai rău. Este o perioadă în care chiar și ideea de izolare poate fi productivă. Faptul că poți să stai câteodată să meditezi, să te rogi, să te introspectezi, poate fi un lucru foarte just. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am idealizat și idolatrizat. Foarte multe percepții eronate. Scorpionii sunt datori, le sunt lor datori să perceapă toate acești ca plutonieni, cum leii sunt datori să-i facă pe ceilalți să se simtă bine, pentru că sunt solari. Un leu nu poate să stea, de exemplu, neutru dacă vede o persoană că, nu știu, se strâmbă sau că nu se simte bine. Nu are cum, nu mai funcționează. Așa și un scorpion. Un scorpion este dator, pentru că este plutonian, să simtă ce plutește în aer înainte de a se materializa. Cu certitudine și să-și pun o întrebare esențială. Eu știu totul despre mine, atunci cum pot să cred că știu totul despre ce e în afara mea? Pentru că cu ceea ce e tu mostră de realitate, știi? Da. Ai văzut șarpele se ridică, stă așa, vede care e realitatea, suricata. Să studiem puțin Da. natura. Zic, două piciorușe se uită.
Plecând de la premiza că nu știu totul despre mine, oare nu este unul dintre cele mai înțelepte lucruri să verific întotdeauna ceea ce cred că știu? Cum verific? Ok, e soț, soție, prieten, copil, eu, că nu mă pun pe ultimul loc. Cum m-a impactat un anumit eveniment, perioadă, trăire? Mai sunt același om, dar care om eram? Știu ce om eram? Bun, perioada imediat următoare pentru Scorpion îi aduce aminte că, într-adevăr, știi cum, nu? Ce e val, cavalul trece. Singurele pietre care rămân și prima piatră care va fi întotdeauna este credința. Iar pentru a putea lua o mostră de realitate în chip real, tu trebuie să te împuternicești pe tine, în primul rând. Atenție, că semnele de apă, în general, știam, am spus de atâtea ori în emisiuni, lecția vieților este să iasă din poveste. Să iasă din poveste. Viața nu este despre ei, viața este despre viață. Și fac și ei parte din acest mecanism. Da? Când iei mostră de realitate, trebuie să înțelegi că ești parte integrantă a ceva. Comportă-te ca atare. Nu o mai faci, devii celula mutantă a propriei tale vieți. Da? De ce este supranumit nativul Scorpion sau cel profil, mă rog, aspecte marcante pe hartă, când om dat zici, băi, ăsta nu e zodia, că de fapt e altceva. Pentru că realitatea și felul în care fiecare semn zodiacal se percepe pe sine aduce un destin sau altul. Atenție, greșeala de o secundă, de o fracțiune de secundă poate schimba definitiv un destin. Cursul vieții, exact. Și să nu uităm, sigur, Scorpionul este supranumit celebra pasăre Fenix a zodiacului. Da, da, da. De câte ori nu-i scapă esențialități? Îi stau ani în fața ochilor și nu le vede. Da? Dar mare avantaj, de apă, este mare avantaj cu Pluto perfect aspectat pentru nativii Scorpion, mare avantaj, această sigur, renaștere, apropo de pasărea Phoenix, această renaștere din propria cenușă, faptul că scorpionii acum, indiferent cine îi surprinde, cum îi surprinde, cât îi surprinde, în ce fel îi surprinde, ei vor renaște, ei se refac. Pentru că au acest Pluto aliat întotdeauna atunci când, acesta este un sfat pentru toate persoanele, nu doar pentru Scorpion, atunci când planeta ta guvernatoare, de exemplu ești Leu și soarele de tranzit e perfect aspectat, ești Drac și luna de tranzit este perfect aspectat, atunci ai un avantaj. Ei ca și Scorpion, de exemplu, acum, este un pic faultată zodia Capricornului pentru că Saturn este foarte prost aspectat. Și evident, ei fiind guvernați de Saturn simt o faultă, dar nu numai capricornici, ci și toți cei care se simt saturnieni, cei care se știu saturnieni, adică cu un Saturn puternic în temă. Pentru Scorpion acum, Pluto guvernatorilor foarte bine aspectat, sigur că este un potențial, este ceva bun, este o renaștere pe care eu au, indiferent conflictele acestea care vor exista zilele acestea la toată lumea, potențiale rupturi, potențiale mici dezechilibre relaționale, faptul că ne dăm seama că cineva nu este ceea ce vrea să fie, nu sunt niște lucruri chiar atât de greu de dus, depinde cât de mult ești ancorat în matrie și te-ai legat, te-ai atașat. Mergem mai departe, pentru nativii săgetători. Pentru săgetători urmează câteva zile în care răspunsurile vin din ei. Această lună nouă, în Scorpion, pe gradul 20, conjunctă cu Marte, opusă cu Uranus, cuadrată cu Saturn, spune în felul următor. Te-ai gândit ce interese are o persoană sau ce tip de apropiere are de fapt o persoană care îți prezintă o aparență în spatele aparenței? Gândește-te. Dacă nu te-ai gândit, gândește-te. De ce? Pentru că această lună nouă are loc pe casa a 12-a, pe casa sufletului, a interiorizărilor și ea este total opusă cu acest Uranus și cuadrată cu Saturn de pe casa, e pe graniță între casa relațiilor apropiate și casa apropierii. Deci e un fel de conflict între oamenii care se vor apropia săgetătorilor, dar de fapt se erijează în persoane foarte apropiate, dar de fapt poate nu sunt, poate sunt chiar dușmani. Și vor să intre pe sub pielea nativilor săgetători de o manieră abuzivă, nesinceră, meschină, iar săgetătorii trebuie să se gândească ce este în spatele măștilor. Chiar mă întreba Laura Chiriac, discutam despre faptul că tot cad măști. Da. Și vorbeam că ele chiar vor... Doamne ajută! Doamne ajută! Deci cad măști. Da. Da.
nativii săgetători trebuie să vadă. Chiar dacă nu cad o mască în fața lor, adică ei nu-și dau seama, măștile uneori sunt foarte convingătoare, cu cât sunt mai convingătoare, un pont pentru nativii săgetători, cu cât o mască este mai convingătoare, cu atât energia se va dezice de mască. Adică eu te mint, îți spun o minciună, este evident că te mint. Toată energia mea, cu cât masca este mai este impecabilă, adică zâmbetul, vorbele, sunt foarte multe persoane care au ajuns la o performanță din punct de vedere al minciunii. Mint cu o seninătate și cu o dezinvoltură incredibilă. Pentru că și răul nu doarme. Și atunci nativii săgetători trebuie să fie foarte atenți la energii. Energiile se legitimează, și aici am să te rog, aici ești expertă. Cum se legitimează energiile? Prin gesturi, prin lucruri pe care nu poți să fii atent chiar la toate, și la gestica mâinii, și la grimasa feței. De obicei sunt atenți oamenii care mint foarte mult sau care dezinformează sau care au gânduri ascunse, mai mult la modul în care se exprimă, la cuvinte, la vorbe și la față. Există o matrice a adevărului. Acum, oamenii inițiați nu știu să ia matricea dominantă a unei persoane și să o suprapună pe matricea adevărului. Dar omul se înveșmântează într-o sumă de gesturi, atitudini, expresii faciale, chiar și la nivel vestimentar, cu cât minciuna este mai mare, respectiv planetară, cum am trăit mai mult de 2 ani și ceva o minciună planetară, cu atât ți se va repeta mai mult un mesaj ca să-l crezi, pentru că devine o obișnuință mentală, să îngurgitezi nedigerat ceva ce se tot repetă. Da. Dacă acum tu vorbești din perspectiva faptului că săgetătorul ar ști că e mințit sau trebuie să descopere că e mințit, ce vrei să-l învățăm? Cum să se detașeze de multele frici și lașități pe care le are de a nu pierde relații aparent girate de dorința de a nu fi singur, de a nu răni, de bune intenții, da? Sau vrei să-i învățăm cum să stea în primul rând față în față cu ei înșiși? De ce acceptă această realitate? Nu trebuie să jignesc. Uite, Alina, și mie mi s-a întâmplat de multe ori în viață să stau față în față cu oameni, poate chiar foarte apropiați, despre care știam că mă mint, dar înțelegeam un lucru, că nu poate spune adevărul. Nu pot să spun că neapărat mă jignea sau nu, sub nicio formă. Și era alegerea mea, era alegerea mea ce să fac cu această situație și ce îmi girează, ce îmi livrează acest om, această persoană. Niciodată nu lăsam să treacă acel moment al minciunii. Ascultam până la capăt și abordam persoana prin a-i spune: te rog, acum hai să discutăm și din perspectiva ceea ce ar trebui să fie aici o realitate și nu cea pe care tu ai dorit să o impui în acest dialog. Eu cred, văd, știu că realitatea este alta. Nu mă deranjează. Pot să înțeleg că n-ai putea să spui adevărul. Acum, că ești mințit, nu înseamnă că tu ești fatalmente sau eminamente o victimă. Nu există victime, Alina. Nu există victime în nimic. Victima de azi e agresorul de ieri. Da. Victima de azi e agresorul de ieri. Pentru că o formă de agresiune la adresa planului matricial divin. De ce ai acceptat să trăiești în se poate și așa? Concluzia pentru săgetător, pentru că mai avem încă... Se poate doar așa, concluzia pentru săgetător. Mare atenție, există un potențial de dezinformare care să vină chiar din anturajul apropiat, care acum s-ar putea... Nativii săgetători oricum se remarcă prin optimism, filozofie, ei sunt spirite înalte de obicei, nobilii zodiacului, și nu prea cred în potențialul răului, vor să ajute pe toată lumea, dar totuși nu este de glumit. Acum este potențată lupta între bine și rău. Și din păcate sau din fericire, am vorbit și despre poziția aceasta, cum am mai spus, de sang froid, de sânge rece a lui Saturn în semnul peștilor. Se acționează cu sânge rece, deci te poate distruge o persoană care îți zâmbește și îți spune că îți vrea binele. Ca atare, noi informația am dat-o, fiecare ține de fiecare cum o... este foarte greu să pui în practică lucruri care nu sunt ție în proprii direcția ta. Mergem mai departe la nativii Capricorn, nativ care nu ar avea, de exemplu, o problemă să ia astfel de măsuri sau să renunțe la o persoană care, să spunem, îi minte frumos. În schimb, fiecare zodie cu slăbiciunea ei, cu călcâiul lui Ahile al ei, cum se spune.
Saturn este puțin detronat, el lui de obicei îi place să fie pus pe un piedestal, îi place să nu fie perturbat de nimic și așa mai departe. Acum, ce îl pune în mișcare pe Saturn? Această quadratură cu planetele din Scorpion, după cum spuneam mai devreme, cu această lună nouă și quadratura cu Uranus. S-ar putea ca toate limitările noastre, ca toate frontierele noastre pe care le-am pus, toată structura, să nu mai poată fi dirijată așa cum știam noi. Adică am aceste patru persoane, spuneam, ca și stâlp de rezistență pentru mine, știu să fac asta și numai asta fac și așa mai departe. Există o marca fatalității în această perioadă pentru toată lumea. Există restricții, există dificultăți, există și o formă de culpabilitate, culpă cu Saturnul acesta foarte delicat. Și Capricornii, care de obicei ei se tot gândesc către cine au greșit, n-au ei puterea așa să o transmită foarte clar, dar se gândesc cu ce am greșit, dacă am greșit. Își fac tot felul de procese din acestea interioare. Capricornul este o zodie destul de spirituală, chiar foarte spirituală, doar că nu arată. Schimbarea acum vine într-o formă ușor agresivă și ca atare trebuie să fim atenți la mai multe aspecte. Adică, să vedem, să înțelegem puterea misticului, puterea extrasenzorialului, care vine prin Saturn și Neptun în semnul peștilor. Pentru nativii Capricorn, pe casa a treia, pe casa prietenilor apropiați și a relațiilor apropiate. Deci Capricornii au tot felul de prieteni apropiați care vorbesc aceeași limbă cu sufletul lor. Deci mare atenție, Capricornii pot înțelege mesaje subliminale pe care le transmite Universul discutând cu oameni care iubesc, care țin la ei cu adevărat din anturajul apropiat. Pot fi prieteni apropiați, colegi, vecini, rude apropiate, rude și așa mai departe. Există și o zonă fantomatică pe care o aduce în peisaj această lună nouă în Scorpion, care poate să vehiculeze și lucruri care nu le plac Capricornilor. Cum le gestionează? Trebuie pur și simplu să le treacă așa prin filtrul imediat al rațiunii, după care se pot debarasa de ele foarte ușor, concentrându-se pe ceea ce știu ei cel mai bine să facă. Pilonii lor de rezistență. Capricorn trebuie să știe exact ce profesie mă reprezintă cel mai mult și cu care pot să am un trai liniștit până la adânci bătrâneți, pe ce persoane mă pot baza. Sigur, oarecum, că niciodată nu poți să știi 100% ceva. Și ce zonă îmi face mie cel mai bine, în ce casă îmi place cel mai mult să stau, în ce cameră, cu ce persoane, ce muzică îmi place să ascult, cum mă relaxez. Să-și facă așa un fel de bilanță a lucrurilor care îi ajută să-și refacă acea carapace energetică. Cât de important este Ingrid energeticul pentru nativii Capricorn? Energeticul vorbește de, că și materia este energie, vorbește despre energia dispersată. Trebuie să se întâlnească. Când energia nu întâlnește acțiunea, nu apare realitatea pe care dorești să o aduci în manifestare. Din punctul meu de vedere, dacă vrei într-un viitor apropiat, o să discutăm despre distorsiunea energo-informațională esențială a fiecărui nativ. Numită în creștinism ortodox sau nu, păcat. Bun, marele păcat al zodiei Capricorn este că are veșnic profilul lui, are veșnic convingerea că ce face este bine. Oare? Să nu uităm de legea esențială a Universului. Dacă ajuți pe cineva care nu-ți cere ajutorul, te atacă demonul persoanei. Dacă ajuți pe cineva care îți cere ajutorul, te apără îngerul, îngerii persoanei. Binele făcut doar pentru că eu vreau să fac bine, să mă autovalidez continuu cât sunt eu de bun, poate fi specific zodiei Capricornului. Au nevoie permanentă de validări, deși chiar fac lucruri bune, dar au nesiguranță cu care vin pe lume. Au imensă nesiguranță. Această distorsiune energo-informațională, și cunosc cazuri în ultimii 2-3 ani de Capricorn care au pierdut tot. Aproape tot. Da, și eu cunosc. Ce am întâlnit? Parcă erau în așa aceeași persoană. Oameni din orașe diferite. Sau cu tipar de Capricorn, da, da. Sau tipar de Capricorn. Dom'le, orbire. Alina, orbire. Eu am făcut, eu am dat. Cui, de ce, când, sub ce formă? Oare au fost momente când ți-ai pus tezaurul în stradă? Adică, vezi tu, el vrea mereu să se bucure cu ceilalți de împlinirile lui, specific zodiei și nu numai. În general, specific anumitor zodii, dar iată, acum vorbim doar despre Capricorn.
Tezaurul este suma tuturor credințelor, conceptelor, speranțelor, putințelor, puterilor, înțelesurilor, acțiunilor care fac cu putință ca tu să împlinești acele lucruri atât de dorite în destinul tău. Și tu ce faci? Este obsesie aproape la anumite tipare zodiacale. Atenție, este o meteahnă a lumii moderne să se închine la idolii de care vorbeai, idolul reușită. Uite, mi-a plăcut foarte mult într-o carte. Pe scurt, luăm publicitate? Ce, ce să facem? Luăm. Pot să spun. Mi-a plăcut foarte mult, un reporter îl întreabă la un dat pe Nikola Tesla, destul cu, așa, privindu-l de sus și cu emfază și aproape cu o sfidare jignitoare, cum vă simțiți după 10.000 de încercări de a crea becul? Cum vă simțiți după atâtea eșecuri? Dar cine a spus că este un eșec? Eu cunosc 10.000 de moduri în care să nu fac un lucru. Tu cunoști? Revenim la publicitate. Am revenit. Pentru nativii vărsător, forța pe care o impune acest Pluto pe grad anaretic în Capricorn pe casa credinței pentru ei, pe casa liniștii sufletești, este o forță pe care o întâlnești odată în viață, aș spune. Iar Saturn este pe primul grad în semnul următor. Practic, ei sunt flancați de Pluto și de Saturn. Am tot spus acest lucru, doar că acum Pluto este perfect aspectat pe flancul dinspre zona Capricornului și Saturn numai prost aspectat pe cealaltă parte dinspre Pești. Ei fiind într-o parte învecinându-se cu Capricornul, cealaltă cu Pești. Ca atare, este evident că vărsătorii experimentează acum situații adverse, situații care vorbesc limbi diferite, să spunem așa. Pe de o parte, Pluto pe casa 12-a spune că poate să le pună raiul la picioare, să spunem așa, pot avea situații de mare forță și pot fi cu adevărat fericiți și împliniți într-un domeniu. Pe de altă parte, Saturn pe casa a doua vine cu foarte multe provocări. Deci vărsătorii trebuie să fie în această perioadă foarte puternici pentru a descifra mesajele Universului. Dimensiunile superioare li se adresează într-un fel, dar vine și o zonă concretă care poate să le coboare foarte rău vibrația. Deci trebuie să fiți foarte atenți, pentru că sprijinul cu adevărat este la acest Neptun puternic în Pești, care mai vine și îl mai anulează pe Saturn. Deci orice problemă, oricât de dură, oricât de gravă, Ingrid, ar părea, ea poate fi sublimată și poate fi înlocuită prin credință cu ceva luminos. Este conversia pe care trebuie să învețe să o facă nativii vărsător, este un lucru foarte important. Ei au următoarea provocare, cu toții avem o provocare, poate chiar data viitoare o să discutăm despre provocările pe care le avem cu toții. Provocarea este aceea de a descoperi forța binelui, puterea de a depăși orice obstacol, orice lucru care îi trage puțin în jos. Pentru că da, pot fi probleme cu Saturn tensionat, cu toții avem probleme de natură organizatorică, practică, materială, de orice fel, pentru că ăsta e Saturnul, concretul, materialul, metalicul, griul, dar nu avem și puterea aceasta de a ne ridica deasupra metalicului, deasupra griului, deasupra saturnianului, o avem. Nu cu avem, este sensul vieții. Este în gena noastră, da. Este sensul vieții, da, pentru că nici Hristos nu ar fi apărut în lume dacă nu exista un sens al vieții. Evoluție. Da. Știi, există oameni care au următorul fatalism, nu pot schimba nimic. Oare? Sensul vieții este, asta este. Îl neagă și pe Hristos implicit, fără să conștientizeze. E implacabil, nu pot schimba cu tare lucru. Poftim? Poftim? Sensul vieții este exact acesta. Da? Să schimbi în permanență, să transmuți. Apropo, să schimbi, să transmuți, nu să înlături. Iar una dintre marile încercări ale vărsătorului ca pattern psihologic, ca, știu și eu, experiență spirituală a celui care vine ca vărsător, este să iasă din, știi că am mai spus-o, să iasă din acele adicții. Din acele adicții. Pot avea adicții de un confort psihologic anume, de pe ei îi salvează și îi va salva întotdeauna doar credința. Da? În mod special este unul dintre semnele zodiacale care trebuie să și să învețe să facă cu adevărat diferența dintre bine și rău, cu adevărat. Cu adevărat, da?
Să nu uităm că iadul e pavat cu intenții bune, pentru că atunci când intențiile bune depășesc... Hai să dau un exemplu ca să înțeleagă oameni. Un bioterapeut face curățare, energizare, optimizarea structurilor unui pacient. Investește în structurile respectivului pacient, 1 plus 7, 8 corpuri, inclusiv fizic, mai multă energie, presupus și vreau să cred că doar luminică, decât pot integra structurile respectivului pacient. Ce crezi că se va întâmpla? Le arde, îl omoară. Da? Poate nu imediat. Îi arde structurile, pentru că structurile mele, ale aceluia, nu puteau integra cuantificând, presupunând că măsurăm de la 0 la nu știu cât, da? Puteau integra doar 20% lumina în săptămâna asta, 10% săptămâna viitoare și așa mai departe. Și tu îmi dai dintr-o dată un plus, îmi explodează structurile. Revenim după publicitate cu Nativi Pești. Am revenit pentru Nativi Pești. Foarte multă putere au aceste zile, întotdeauna atunci când avem forță pe semne de apă, peștii presimt acest lucru evident, o lună nouă pe semnul lor prieten, pe semnul scorpionului, pe al treilea decan. Mesaje karmice, mesaje astrale pentru nativii pești, dacă doriți să puneți ceva în practică cu acest Saturn atât de puternic în temă, trebuie să fiți un pic atenți să vedeți în ce context. Nu înseamnă că nu. Astrologia nu trebuie luată atât de... Astrologia nu este afacere. Este guvernată de Uranus, nu de Pluto, nu de Mercur. Astrologia trebuie înțeleasă așa energetic, fluidic, trebuie să înțelegi mesajul. Unele persoane, de exemplu, sunt foarte speriate dacă nu reușesc să-și noteze tot ce le spui atunci când interpretezi o hartă astrală. Nu funcționează chiar așa. Este așa mai este. Important ce percepi energetic. Poate nici n-ai reținut nimic dacă te întreb după ce ți-am interpretat o astrogramă, dar energia tot a plecat așa către este, tine. Da. Și dacă tu ești deschis sufletește, n-ai cum, informația rămâne în aura ta. Ca atare pentru pești, este foarte important zilele acestea să gândească ce lucruri nu merg, să facă așa un fel de bilanț, ce lucruri nu merg în ultima perioadă și cum aș putea să schimb ceva referitor la acele lucruri. Cum aș putea să le reorganizez, dar fără panică, fără teamă, fără niciun fel de agitație. Pentru că dacă este o energie să le fie favorabilă zilele acestea peștilor, este energia neptuniană, adică liniștea, armonia. Poate mai bine stai puțin, te liniștești, îți faci o atmosferă plăcută în cameră, asculți o muzică plăcută care te resuscitează și încerci să vezi partea luminoasă a situației. Pentru că lucrurile se pot redresa de la o oră la alta dacă tu ai atitudinea potrivită. Corect. Zilele acestea. Corect. Sigur că da și sigur pentru pești este foarte important cu această lună nouă pe Scorpion, conjunctă cu Marte, să... spună ceva foarte clar către univers. Să spună ceva, să spună ce își doresc sau să spună ce vor să facă sau cât de important este, Ingrid, ca peștii să se exprime din toate punctele de vedere corect către univers zilele acestea. Dar totuși în liniște și în armonie. Lasă-mă să spun altceva în primul rând. Marea greșeală a oamenilor în general, aproape a tuturor fără excepție, este că nu pleacă niciodată de acasă. Nu din casa fizică, casa, zidurile, din interior. Ceea ce au de făcut, și știi, îmbăxești locul. Pleacă un pic de acasă, vezi cine ești, privește-te de la distanță, detașează-te. Ca marcaj foarte important pentru pești, să mai plece de acasă, să lase gândurile, emoțiile, sentimentele, tu le spui lucruri care așa sunt, așa... Trebuie să-și abordeze viața de zi cu zi în general și mai cu seamă în perioadele tensionate. Sunt unii dintre nativii care moral nu știu să se relaxeze, da? Ei au o zonă de fatalism, de precis nu se poate, deși poate au încercat din 10 căi doar una și jumătate. Să plece de acasă, să se privească din exterior, să plece din orice gând, din orice emoție care reprezintă o obișnuință pentru ei și să se privească din afară. Ce ar fi dacă aș fi un om altfel, cu un alt trecut, cu un alt prezent? Ce părere aș avea despre cel care sunt acum în acest trup? Presupunând că aș avea o dublură undeva, unde eu am toate lucrurile pe care mi le doresc,
Fie că știu cum le-am obținut, fie că nu știu cum le-am obținut. Nu contează. Dar am un alt fel de trăiri pentru că sunt un om mulțumit. Ce aș gândi despre acest om privindu-l din afară? Încearcă suficient, vede toate căile, încearcă lucid și obiectiv să se detașeze de ceea ce mai degrabă sunt experiențe interioare decât exterioare. Este karmic vorbind, este una dintre marile încercări ale, reprezintă una dintre marile încercări ale peștilor, să probeze realitatea, să o probeze. E tactilă, adesea e tactilă, să o simtă, să încerce să o cunoască cu adevărat, pentru că altfel nu o vor putea guverna. Iar ei întotdeauna au foarte mult ajutor, să știi, dincolo de perioadele de aparentă, au mult ajutor, pentru că știi cum e, și un părinte, dacă are doi copii, trei, îl va ajuta pe cel mai neputincios, cel mai mult, nu? Nu înseamnă că sunt răsplătiți, înseamnă că sunt ajutați să intre pe o coerență, pe un firesc, da? De aceea oamenii foarte puternici de obicei au foarte puțin ajutor, pentru că ei se pot ajuta, se pot guverna, în timp ce indivizii umani care refuză să înțeleagă că și ei se pot autoguverna, preferând să creadă despre sine că atâtea lucrurile sunt cu neputință, vor primi foarte mult ajutor, pentru că, repet, sensul vieții este evoluția, transformarea. Mulțumesc foarte mult, Ingrid. Din păcate am ajuns la final. O să reluăm oricum multe lucruri din cele discutate astăzi. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Astăzi este celebrată Ziua Veteranilor. Am ales să purtăm bujorul românesc în semn de recunoștință, considerație și respect pentru veteranii de război și veteranii din teatrele de operații. Bujorul este asociat în tradiția și cultura românească cu puterea dragostei, devotamentul, sacrificiul și sângele vărsat de eroi. Este floarea care simbolizează respectul pentru eroii armatei române. Mulțumesc încă o dată, Ingrid, iar noi ne revedem și sâmbătă următoare. La revedere!